Multă lume vorbește despre beneficiile pe care un câine ți le poate aduce, însă puțini sunt cei care îți vor spune tot ce trebuie să știi înainte de a-ți lua câine. Pe lângă bucurii de tot felul, câinele vine la pachet cu multe nevoi. Despre asta vom vorbi astăzi și m-aș bucura dacă, la final, mi-ai spune într-un comentariu părerea ta. Îți voi oferi sfaturi serioase, absolut necesare unei persoane care nu a mai avut vreodată câine. În primul rând, decide-te dacă vrei un maidanez sau un câine de rasă. Maidanezul poate fi un excelent companion, însă trebuie să-i acorzi toată atenția și dragostea ta, la fel cum ai face cu un câine de rasă. Câinele trebuie microcipat, vaccinat, deparazitat, sterilizat, hrănit și dresat. Dacă vrei un câine de rasă, informează-te despre caracteristicile respectivei rase. De exemplu, dacă ești o fire sedentară care preferă să stea la căldura casei privind la televizor, nu îți lua sub nicio formă un husky, căci ei sunt câini activi care au nevoie de multă mișcare și care iubesc frigul. Asigură-te că vei avea destul timp să îi acorzi câinelui. Acesta are nevoie să fie scos de cel puțin 2 ori pe zi la pipi și caca. Ideal ar fi de 3 ori sau chiar mai mult. Asigură-te că ai timp și chef să te joci cu el zilnic, să îl răsfeți și să îl educi. Dacă nu poți tu, gândește-te dacă cei din jurul tău vor fi dispuși să te înlocuiască sau dacă îți permiți să plătești pe cineva. Un câine nedresat poate fi un câine periculos și se poate pune pe el în pericol. Trebuie să știi că un câine înseamnă o mare responsabilitate. Ești responsabil pentru binele lui, căci va fi parte din familia ta. Ești de asemenea responsabil pentru faptele lui. Așa că asigură-te că este bine dresat să nu atace oameni sau animale, pentru că legile sunt foarte aspre. Imaginează-ți că e liber și vrea să fugă în mijlocul străzii. Dacă îl chem și el nu vine, se pot întâmpla lucruri rele. Câinele care nu face destulă mișcare și nu primește atenție de la oameni poate dezvolta probleme psihice, depresie, anxietate, etc. Socotește dacă ai suficienți bani. Un câine în casă înseamnă cheltuieli în plus. Mâncare, jucării, medic veterinar, eventual dresaj. Câinele, ca și omul, se poate îmbolnăvi, iar serviciile veterinarilor nu sunt deloc ieftine. Obișnuiește-te cu gândul că primele luni alături de un câine sunt foarte grele, mai ales dacă îl iei de când e pui. Va face pipi și caca în casă. Nu are voie să iasă afară până nu termină schema de vaccinare ca să nu își pună sănătatea în pericol. Va cere des afară și va distruge lucruri prin casă. Va avea nevoie de tine să petreci cât mai mult timp cu el ca să învețe repede regulile casei. Vor fi de asemenea și cele mai frumoase luni din viața ta. Vei descoperi că un câine este ca un copil. Vei descoperi ce înseamnă dragostea necondiționată. Vei fi fericit. Dacă ai copii sau plănuiești să ai, gândește-te bine la ceea ce vei face cu câinele. Dacă nu vrei ca fiul, fiica ta să crească alături de un animal, atunci nu îți lua câine. Dacă ai deja alte animale în casă, asigură-te că știi cum să îl introduci pe noul membru, în așa fel încât să nu provoci un război. Nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul, pentru că pregătesc un material pe această temă. Gândește-te la ceea ce vei face cu câinele atunci când vei pleca în vacanță. Îl poți lua cu tine? Îți permiți să-l lași la o pensiune canină? Câinii de talie mare sunt mai greu de plimbat în zone îndepărtate dacă nu ai propria ta mașină. Taximetriștii se feresc să-i urce în mașinile lor. Chiar și pensiunile dog-friendly au uneori cerințe absurde în privința câinilor de talie mare, cum ar fi să-și ceară să lași animalul în curte, să nu-l bagi în camera ta. Unde ai de gând să stabilești locul câinelui? Dacă ți-ai un bișon, de exemplu, trebuie să știi că locul lui este în casă, nu legat cu lanțul în curte. De fapt, niciun câine nu ar trebui ținut legat în lanț. Este o cruzime inutilă și dăunătoare. Câinele, ca și omul, poate avea uneori probleme de sănătate. Te simți dispus să aduni din casă voma și diareea câinelui dacă se întâmplă să-i fie rău? Poți trece peste un asemenea episod fără să te enervezi, fără să cerți animalul și fără să-l abandonezi? Te simți pregătit să ai un companion pentru următorii 10-15 ani? Vei ieși în fiecare dimineață și în fiecare seară la plimbare, indiferent cât ai fi de obosit și cât ar fi vremea de rea. Dacă nu ai mai avut câine, este de preferat să îți iei o femelă. Masculii sunt foarte încăpățânați, mai greu de stăpânit de către persoanele fără experiență. Câinele de talie mare, nedresat și necastrat, de exemplu, te va trage pe unde va dori el și cu greu te vei putea opune. Femela intră în călduri înainte de a împlini un an. Asigură-te că știi ce ai de făcut dacă ți-a intrat cățaua în călduri. Voi lăsa link în descriere spre un alt videoclip al meu în care povestesc cu ce ne-am confruntat când a intrat Onyx în călduri. Alimentația câinelui este și ea foarte importantă. Evită porcăriile no-name și cumpără hrană de bună calitate dacă vrei un câine sănătos și voios. Câinii pot dezvolta diverse alergii alimentare.
Câinii tineri cu sistem imunitar slăbit, hrăniți cu mâncare de proastă calitate, pot lua foarte ușor un anumit virus care provoacă papilomatoza virală. Iată și lista cu accesorii pe care ar trebui să le cumperi înainte de a lua câine și de a-l aduce în casă. Zgardă, ham și lesă. Castroane pentru apă și mâncare. Jucării pentru câini. Joacă, Bruno, flicări joacă. Pentru dresaj. Îmbrăcăminte pentru câini în caz că este vorba despre o rasă mai sensibilă. Culcuș. Există tot felul de pătuțuri pentru câini la pet shop-uri. Cușcă și alte accesorii auto dacă ai de gând să-l iei cu tine în mașină. Un câine nu înseamnă doar distracție, ci și responsabilitate. Acum că ai aflat tot ce trebuie să știi înainte de a lua câine, gândește-te bine dacă îți poți permite și dacă vrei să îți asumi o asemenea responsabilitate. Dacă răspunsul este da, atunci îți dorești distracție maximă alături de viitorul tău prieten. Sfaturile acestea vin din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului. În prezent am doi câini, ambii maidanezi salvați din România. Am avut și câini de rasă. Boxerul mamei mele, un ciobănesc corb, superb, un malamut de Alaska, plus că am îngrijit câinii unor prieteni pentru vreme îndelungată, un husky și doi ciobănești germani. În descriere îți voi lăsa link spre un pet shop de unde poți cumpăra tot ce îți trebuie înainte de a-ți lua câine, inclusiv mâncare și recompense. Mult succes!